Salut, dragilor! Astăzi începem diversificarea raniei și pentru prima zi o să mănânce cartofior dulce. Eu l-am pregătit deja. Urmează să îl pun în oala sub presiune. Vedeți acolo cartofelul dulce. Și pe urmă îl voi servi raniei după ce se va face la aburi. Sper să aibă un real succes. O să vedem totuși. Și cam așa i-am pregătit bucățele, cuburi, cu cartofiorul dulce și trei batonașe pe care vreau să îi le pun în acea tăviță de acolo. Vreau să se joace, să descopere texturile, să descopere mâncarea. I-am tăiat așa puțin cartofior dulce pentru că probabil la început o să mănânce maxim una-două linguri de piure din acesta de cartofior dulce, iar pe urmă, după ce o să le prindă gustul și dacă o să-i placă, bineînțeles, o să mănânce mai mult. E bine, ce o să fac o să fie că o să-l pun la aburi în această oală de la Tefalon Pot. Iar când va fi gata, o să-l pasez ori cu furculiță, ori cu acest blender vertical. Bun. O să vă arăt pe parcurs ce... dacă o să-i placă raniei. Între timp s-a trezit și rania, este gata și cartofiorul dulce. I-am lăsat aici trei bucățele așa mai măricele. Iar aici l-am pasat foarte puțin cu furculița și pare să că îi place, îl papă. Acum să vedem în continuare. Deja chiar am mâncat câteva lingurițe destul de bune. Deși nu i-am făcut mult, ați văzut că nu i-am făcut mult, dar îi place. Îi place la îngeraj să pape. E bun, mami? Îți place? Da? Ce? E ceva nou? Da, și cam așa am început noi diversificarea și se pare că raniei îi place cartofiorul. Nu se strâmbă. Și chiar a cascat gurița. Deci, asta înseamnă că îi place. Ia mânuța, mami. Ce bun e cartofiorul dulce. E bun, mami? E bun? Bun, o să revenim mâine cu dovlecel, nu cu dovlecel, cu cartofior dulce și cu păstârnac. Să vedem dacă o să-i placă la fel de mult și așa, în această combinație. Rania a păpat chiar neașteptat de mult, mai mult de jumate chiar. Cu astea nu prea s-a jucat, dar... a pus mâna așa puțin pe ele. Bineînțeles că avem cartofi dulce și în cap. Și pe babețică, și pe masă. Dar nu contează, că o să curățăm. Așa-i, mami? Dar i-a plăcut. Având în vedere că a mâncat așa de mult, chiar i-a plăcut. Și pe body avem. Bun, ne vedem mâine!